E bine, întâi trebuie să recunoști că o ai. Deși pare atât de simplu să recunoști că o ai, e deosebit de complicat. Majoritatea oamenilor cărora le spui în prima fază că au această frică, această dificultate, acest obstacol, au tendința să spună că nu, nu e adevărat. Deci atât cât de mare este acest prim pas, deși pare foarte simplu, doar să-ți asumi că o ai. Să-ți asumi că ai această setare, această dependență, această frică în interiorul tău. Vorbesc de amândouă, și frica de critică și dependența de laudă. E cel mai important pas. După ce ți-ai asumat, e de îndepărtat cauzele care l-a produs. Pentru aceasta însă trebuie să le cunoști. Și ai nevoie de ceva cunoaștere, de ceva studiu, eventual de ceva sprijin din partea cuiva care știe despre aceste lucruri și te poate ghida. După ce ai aflat cauzele, le îndepărtezi. Dar încă o dată, chiar dacă cineva te poate ghida, poate fi o carte sau un prieten sau un învățător, tu trebuie să faci. Tu trebuie să faci. E în mintea ta frânghia. Nu e la el. Nu e la niciun păpușar. E în mintea ta și tu trebuie să o rupi. Tu trebuie să scapi de ea. Și unul dintre ghizi, stimați telespectatori, poate fi chiar Gabriel, dacă îl contactați în acest scop. Și unde te poate contacta cineva acum?